Bine, ne-am reîntâlnit în cea de-a doua parte a emisiunii Sete de Cultură cu invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Petru Flenchea, la tema despre monarhia României. Am discutat în prima parte de apariția monarhiei în România și am ajuns până la primul război mondial, pentru că sunt foarte multe de spus și timpul, din păcate, ne presează, la intrarea României în primul război mondial. Și asta s-a întâmplat pe vremea regelui Ferdinand. Într-adevăr, și regele Ferdinand a avut șansa de a avea o parteneră de viață deosebită, Regina Maria, care era și, hai să spun, poreclită, da, denumită femeia soldat, deci mama răniților, deci erau și nu întâmplător. Da, s-a speculat la un moment dat că ea era cea care conducea România. S-a implicat, deși trebuie menționat un singur lucru. Femeile în România nu aveau nici drept de vot. Nu erau considerate egale bărbaților. Da, da, da. De-abia după al doilea război mondial în România. În Franța era, deci era de mult aplicată, deci egalitatea, în Marea Britanie începuse după 1930, în România și în majoritatea țărilor abia după al doilea război mondial. Și cu toate acestea, Regina Maria s-a implicat și a sprijinit soțul în activități pe care nu prea putea să le facă ca un politic deosebit și în care s-a văzut. Și vă dau un prim exemplu. S-a implicat încă când nu era regină, când era principesă. În 1913, știți cu toții că România intră în al doilea război balcanic, da, și armata română n-a luptat acolo, dar a fost prezentă în Bulgaria, a trecut și a forțat Bulgaria să capituleze, dar în timp s-a declanșat holera. Și mulți soldați români, victimele, soldații români n-au murit de lupte, au murit de această boală, răpuși de această boală. Și cu toate că n-avea voie să treacă, așa, ea a trecut. Venind în țară, sprijin și organizează spitale de campanie pentru soldații români îmbolnăviți de holeră. De asemenea, s-a preocupat de amenajarea unor morminte pentru soldații români, deci morți atunci în urma acelei epidemii de acolo. Deci implicarea ei a început să fie după declanșarea. Ajunge regină. Declanșarea și intrarea României în primul război mondial. Ea a fost acea care a fost alături de soțul ei, cu toate că din România mai rămăsese o bucățică din Moldova. De la aliniamentul Galați, Mărăși, Mărășești, Oituz, da? Și până, inclusiv județul Botoșan, Suceava era la Bucovina, da, și era la Imperiul Austro-Ungar. Deci atât, parlamentul, toți se mutase, refugiați, știți ce era de refugiați din Muntenia, veniți în Moldova, din Muntenia, din Dobrogea, de ocupația fie germană, fie austro-ungară sau cea bulgară. Și au venit în Moldova, supraaglomerație, lipsa condițiilor, așa. Armata română era plus, că mai aveam și armata rusească aici, și care avea o prioritate în fața românilor. Și atunci vom vedea că ea se implică, Regina Maria, pentru a organiza spitale de campanie, inclusiv în orașul nostru. Da. Deci, acolo, unde este actualmente sediul poliției locale, unde este cum se cheamă, spitalul vechi al romanului, ca să spunem așa, care aparținea episcopiei. Așa, au fost în două locații, inclusiv în clădirea seminarului, că nu mai aveau, erau atât de mulți răniți, inclusiv în clădirea seminarului, deci au fost aduși acolo. În primul război mondial au fost răniți chiar și la seminarul franciscan de la Hălăucești, adică se menționa și acest aspect. Da. Și regina s-a implicat nu ca, ai faceți un spital, nu. În adunare, deci de paturi, deci de strictul necesar acestor funcționari spitalelor, medicamente, pansamente, tot, absolut tot. Apelând la oamenii de bună credință, proprietari care aveau cât de cât, plus alimente, pentru că pe vreme era și foamete. Vă dați seama, Moldova era supraaglomerată. Și atunci ea s-a implicat
foarte, foarte mult și alte momente. După Primul Război Mondial, mi-am scos două idei, dacă puteți permite. Asta am spus, cu organizarea Spitalului Moldova, așa, asigura medicamente. Despre importanța modului cum s-a implicat Regina Maria, ne spune un ambasadorul Franței la București și spune așa: există un singur bărbat la palat și acela este Regina Maria. Deci, pentru că nu putea singur, era un moment de cumpără pentru țara noastră. Da, foarte greu. Foarte greu. Comparativ cu Carol I, Ferdinand a apărut mai moale. A apărut, era, da. Avea și o fire bolnăvicioasă, da, să da, știți. Nu, pentru că numeroase documente. Ce vreau să vă spun? Am avut șansa pe care puțin colegi de-ai mei au avut de a se adăpa la, la izvoarele istoriei. Lăsând deoparte bibliotecile universităților de la Iași și București, dar am avut biblioteca seminarului Institutului Francescan, am avut la biblioteca Arhiepiscopiei Romanului, deci de unde am surse așa și unde am găsit documente deosebite și m-am putut inspira și am putut cunoaște multe față de alți colegi. Și de aceea vreau să le și mulțumesc acestor instituții pentru totdeauna când am avut nevoie de un document de ăsta, au fost deschise aceste instituții și mi-au oferit tot ce am avut nevoie. Și să revin la ceea ce spuneam despre Regina Maria, de faptul că s-a implicat după Primul Război Mondial în a menține memoria, neîntinată memoria celor care și-au dat obolul de jertfă pentru realizarea României Mari, pentru cei peste 500 și ceva de mii de soldați care au murit în Primul Război Mondial. De aceea, încă din 1919, instituie acea instituție de care se numea atunci, așa, în 1919, Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, așa se numea atunci, la început. Da. După aceea va înființa și o revistă, Buletinul de Propagandă Cultul Eroilor Noștri, așa se numea. Deci ea era președinte onorific, Regina Maria, și Mitropoetul Primat Miron Crista, viitorul patriarh al României, a fost președinte executiv. Și gândiți-vă că s-a preocupat această societate de realizarea unor monumente, cimitirile eroilor, amenajarea lor, aducerea de pe câmpurile rupte, pentru că au rămas în putrefacție, toate osemintele au fost adunate și organizate. Și spune statistica făcută, până în 1938, când a murit Regina Maria, societatea a reușit să realizeze 118 cimitire de onoare ale eroilor, 3000 de opere comemorative de război, 84 cripte, 13 mausolee, 508 troițe și amenajarea 527.713 morminte, din care 72.000 în străinătate. Pentru că au fost eroi români care și în afara țării și atunci s-a amenajat. Rolul ei a fost deosebit de mare, deși era străină, s-a dovedit a fi o mare patriotă, da, și cu dragoste de țară și a amenajat numeroase. Primește din partea Partidului Național Român, de exemplu, în 1919, Partidul Național Român din Transilvania, după Marea Unire, în dar Castelul Bran, cu toții știm. Da. Era într-o stare foarte aproape distrus, s-a preocupat, l-a refăcut, deci și-a fost dăruit unia dintre fiicele sale, care apoi s-a căsătorit cu un principe de Habsburg. Și acum știți cu toții că Castelul Bran aparține familiei de Habsburg. Da. Am avut pe lângă fiice, a avut și un băiat. Da, pe Carol, primul născut, a avut și pe principiul Nicolae. Da, Nicolae, exact. A avut.
Deci Nicolae era mai mic. Dar Constituția, primul născut, deci succesorul Anton, era primul născut, băiat născut, cum mai toate familiile regale. Și Carol al II-lea a avut o viață mai tumultoasă da. Și aventurieră. I-au plăcut da. Doamnele din alta da. Societate și nu numai din alta societate. Da. Da. Și s-a dovedit a nu fi la înălțimea tatălui sau măcar a mamei sale, să spunem. Da. Și vreau să spun că chiar în 1918 are o aventură cu o romașancă de-a noastră, cu Zizi Lambrino. Da? Fuge de pe front și era și la Odessa, acolo se căsătorește fără acceptul familiei cu această româncă, principesă. Căsătoria s-a consumat, a intervenit părinții la mitropolie, s-a desfăcut căsătoria, ea a fost trimisă. Dar a rezultat un copil. Da, un băiat. Da. Ea, pentru că el nu respectase, deci trebuia să căsătorească cu una dintre fiicele da. Principilor europeni, nu din România, o muritoare de rând, că așa era socotit. Da, da, da. Și atunci ea a rămas, a primit o sumă enormă de bani, deci recompensă, condiția să nu se mai întoarcă în România și să-și crească fiul, fără să aibă numele tatălui. Da. Deci, Carol s-a căsătorit apoi cu principesa Elena, fiica regiului Greciei da. Și nepoata regiului Danemarcei. A avut un copil pe regele Mihai. După care în 1927 a divorțat, dar el nu mai era în țară. La tre- da, la tron. În 25, în decembrie. 25, pardon. În 25. Da, da, da. Știți ce vreau să apreciez aici? La noi în țară, în zilele noastre, se umblă cu ceara vopsită. Ba, o dă cotită, ba, nu știu ce. Casa regală, în acel moment, 1925, când Carol a fost deosebit tranșant. La noi, dacă face mai îndulcește, ca să nu mai asperitățe, să nu fie chiar așa, știți? Da. Atunci a fost deosebit tranșantă. Deci, în 1925, în toamnă, a fost trimis de către tatăl său, era regele Ferdinand, v-am spus, a fost o fire bolnăvicioasă da. Și, era, și în 27 a și murit. Și a trimis pe Carol al II-lea, care era succesorul la tron, pe reprezinte familia regală României la funeralii reginei Angliei. Și el nu s-a dus cu soția, cu mama lui Mihai, regele Mihai, viitorului rege Mihai. S-a dus cu Elena Lupescu, soția unui fost capitan de artilerie în armata României și ajunge acolo, nu mai se întoarce în țară, se duce în Franța, a stat acolo, panoramă, scandaluri, petreceri și pe primele pagini, ziarul de scandal, totdeauna apărea prințul moștenitor al României, a făcut adresa, a făcut nu știu ce, știți? Acesta, și atunci Ionelice Brăteanu atrage atenția în mod serios regiului Ferdinand și îi spune, maestate, aruncă cu noroi asupra imaginii familiei regale. Deci pe 29, pe 30 și... Deci scrisoarea a fost, cum se cheamă, trimisă, primită de regele Ferdinand. Regele Ferdinand îi trimite, îi telegrafiază și îi spune în două rânduri, nu o dată. Deci întoarce-te în țară, renunță la Elena Lupescu, că altfel te dezmoștenesc. Decât să renunți răspunsul lui Carol, decât să renunți la Elena Lupescu, mai degrabă renunți la tron. Și atunci, în seara de ajun anului nou, deci pe 31 decembrie 1926, se întâlnește Consiliul de Coroană a României la Sinaia și hotărăște, deci, modificarea succesiunii la tron. Deci nu Carol I, ci fiul acestuia, Mihai. Mihai I, îi se ia numele familiei deci de Sigmaringen, de Hohenzollern, și se dă numele, deci, Carol Caraiman. Îi se interzice accesul în țară și îi se taie toate stipendiile. De aia v-am spus, a fost o băvitură
dură. Ceea ce nu consider că a fost prea normal ce s-a făcut cu actualul prinț Nicolae. Da. Dacă, ca să nu insistăm mult, dar facem o comparație, știți, ăla merita cel puțin. Da. Și în această situație revenim pe 4, deci ianuarie. Cum ar fi astăzi, pe 4 ianuarie 1926, deci în 26 ianuarie, este convocat Parlamentul, care nu existau mijloacele de informație acum. Și tot ce s-a hotărât la Consiliul de Coroană pe 31 decembrie se votează în Parlament și se modifică, deci, succesiunea la tron. Și în 27, când a murit regele Ferdinand, deci succesor la tron a fost Mihai I, care avea atunci 6 ani, cu un consiliu de regență. Da. Făcea parte Patriarhul Miron Cristea, făcea parte Gheorghe Buzdăcan, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, și principele Nicolae, fratele lui Mihai. Da. Acesta. Era disputa puternică. În 27, în același an, moare și Ion Elice Brăteanu. Doi mari oameni politici a pierdut România atunci, și Partidul Național Liberal, în acel moment, de unde a fost un monolit. Deci cât a fost Ion C. Brăteanu, fiul acestuia, Ionel C. Brăteanu. Partidul Național Liberal a fost ca un monolit politic și care a acționat într-o singură direcție, având o singură, deci o singură țintă, să spunem. Crearea unei Românii moderne, deci Românii cu economie puternic dezvoltată, astea au fost niște principii respectate, cu reforme, cu tot ce... Păi gândiți-vă dumneavoastră, iarăși așa s-o obișnuie cu parantezele, să faci tu o reformă agrară în care îți dai la țăran peste 6 milioane de hectare de pământ. Vă dați seama? Niciun partid nu a făcut această reformă. Să introduci votul universal pentru bărbați, nu mai erau colegiile electorale, să faci o reformă monetară, în condițiile în care după război circulau în România 5 monede, deci 4 pe lângă leu românesc, pus la de ocupație, rubla rusească, shillingul austriac, forintul maghiar, a fost ceva, și să faci niște reforme atât de radicale. Ei, după moartea lui Ionel, începe scisiunea liberalilor în 3 grupări. Da. Cea mai puternică a fost Ighe Duca, după aia Gheorghe Brăteanu, marele istoric Gheorghe Brăteanu, și Gheorghe Tătărescu, deci cu tinerii liberali au fost. Da. Și vă spuneam că aceștia în viața politică a intervenit, și atunci țărăniștii s-au gândit să-l aducă înapoi pe Carol al II-lea. Și mă refer la Iuliu Maniu, care a sprijinit reîntoarcerea, de-aia a pus o condiție: să te întoarci fără Elena Lupescu. Da, așa, într-adevăr, a venit singur. Dar după o lună a venit și Elena Lupescu. Știți? Asta este interesant. Au venit și ea. Cele două acte care au lovit în imaginea casei regale, dar au lovit și în sentimentele poporului român. În primul rând, și-a alungat soția din țară, pe mama lui regina Mihai, și pe mama sa, pe regina Maria, surghiunită la Balcic, în Cadrilater. Palatul pe care îl construise ea acolo, în timpul vieții, și care a fost atașată, unde a fost și înmormântată inima ei când a murit. Deci, lucrul acesta i-a servit. A căutat să lovească în liberal, pentru că, vă dau un exemplu urât, chiar a lovit în liberal, s-a implicat în asasinarea lui Ighe Duca, șeful Partidului Național Liberal, și care el a refuzat în mod direct să participe la încoronarea lui Mihai, că a zis că eu vin să sărut mâna reginei României și nu mâna amantei regelui României, adică a Elenei Lupescu. Da. Și asta a fost considerată crimă de lez maestate și s-a implicat cu legionarii și organizarea acelui atentat, când l-a chemat pe degeaba pe 29 decembrie 1933 la Sinaia și n-a avut decât un gardian de pază, când normal, când
o persoană atât de importantă, primul ministru este chemat la palat, trebuie să-i asiguri protecția cuvenită. Automotorul n-a fost tras la timp, la peron, și legionarii l-au surprins, gardianul a fugit și el a fost împușcat. Da. Și s-au întâmplat aspecte deosebite. Chiar dacă în 38 l-a introdus, să spunem, acel cult al său în urma loviturii de stat, că a fost o lovitură de stat la 11 februarie 1938. De ce spuneți? Pentru că o să mă întrebați și dumneavoastră și telespectatorii, pentru că România, o Românie democratică, care avea o Constituție performantă, nu o țară din Europa nu avea ce Constituție. Așa ca în România, în 23, cea din 23, pentru că Iuliu Maniu a fost cel care a susținut acest lucru în Parlamentul României de după Primul Război Mondial. A spus, încă de la Alba Iulie, a spus că nu dorim ca din asupriți să ajungem noi asupritori. Nu, dorim ca toți locuitorii acestei țări să aibă egalitate în drepturi. Și Constituția din 23 spune egalitatea tuturor în drepturi, indiferent de naționalitate, rasă sau religie, nu și sex, bărbați sau femei. Da. Pentru că femeilor am spus de la început. Și atunci el abrogă această Constituție democratică din România și introduce o nouă Constituție în care introduce principiul unicității. Eu eram și rege, eram și șef de partid. Că două luni mai târziu l-a pus pe Armand Călinescu, cel din nou, alt asasinat, tot de legionari, al prim-ministru al României. Da, România, dezvoltarea economică a României s-a datorat, spuneam, și împrejurărilor și faptul resurselor pe care le-a avut România în reîntregită. Așa. Și în această situație vom vedea că în 1940, după ce au loc acele rapturi teritoriale asupra României, în timpul domniei, el nu s-a implicat în a realiza protecție. Dar stăm pe de altă parte și ne gândim, nici nu puteai să ai prea mult în Europa acelor ani 40 puncte de sprijin sau cineva să-ți dea siguranță. Și să vă dau exemplu. Deci, în primul rând, în 38 începe agresiunea Germaniei. Cucerește partea în octombrie 38, după trădarea de la München, de către Anglia și Franța, prim-ministrii de acolo, regiunea sudetă a Cehoslovaciei. În martie 39 ocupă întreaga Cehoslovacie. Încă în 38 ocupase Austria, crease Anschluss, am uitat să spun. Asta a fost prima agresiune. În 39, în septembrie atacă Polonia. Înțelegerea semnează pactul Ribbentrop-Molotov, 23 august 39. 1 septembrie Polonia, după care se repede ocupă Danemarca, Norvegia, în 40 Blitzkriegerul, în mai, în aprilie, Olanda, Belgia și mare parte a Franței. La 6 iunie Paris era ocupat de trupele germane. Cine să-ți mai acorde? Anglia era bombardată zilnic. Da. La cine să se orienteze? Și în această situație caută colaboratori din rândul partidelor Carol al II-lea politice, dar pentru că Carol desființase toate partidele politice. Exact. Când tu nu mai ai nevoie de mine, acum ai nevoie de mine, când e la greu, și l-au refuzat și Iuliu Maniu și ceilalți. Și au fost... Vedeți că nu ne ajunge timpul. Nu ne ajunge, doamne, chiar trebuie să ne oprim. Vă propun să încerc să vă smulg promisiunea să realizăm și o a doua emisiune pe această temă, pentru să ajungem măcar sunt la atât de multe lucruri de spus pe familie regală, pentru că multă lume nu cunoaște. Și de aceea... Da, și mai ales acum că au apărut tot felul de zvonuri și de variante, de-aia v-am ales pe dumneavoastră ca istoric să discutăm și să spunem lucruri cât mai adevărate. Până data viitoare, stimați telespectatori, rămâneți cu bine.